Și pentru că suntem în ziua de 10, la secția numărul 10 de salutări în 100 de ani, au fost invitați americani și români americani și în această dimineață este o binecuvântare să fim aici. Nu știu dacă aveți probleme de respirație, dar măștile astea nu sunt de vină, ci prezența lui Dumnezeu și aceste greutăți, pentru că aerul este atât de greu de istoricitatea acestui eveniment. În jurul vostru, și mă refer mai ales la studenți, vedeți o generație care noi suntem copiii, nepoții, străbunii, înaintașilor baptiști din țara noastră. Și acest institut a jucat un rol extraordinar în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că astăzi avem păstori români în toată lumea. Dacă vă uitați pe harta lumii la comunitățile românești, sunt împrăștiați în toată lumea. Și acest institut a jucat un rol extraordinar în lucrarea lui Dumnezeu și în a pregăti oameni destoinici să ducă mai departe. Pentru că voi sunteți rugăciunile, răspunsul rugăciunilor noastre, noi suntem răspunsul rugăciunilor înaintașilor noștri. Și mărturia Evangheliei o să meargă mai departe, atâta timp cât rămânem credincioși Domnului, ne proștemnem în fața Lui, ca mărturia noastră, în modul în care noi trăim, nu în modul în care predicăm, în modul în care noi trăim luni, marți, miercuri, joi, vineri, că duminică toți suntem sfinți, dar în restul zilelor să trăim în Hristos. Și pentru că magii n-au venit cu mâna goală, nici eu n-am venit cu mâna goală la această festivitate și am adus și am dat bibliotecii din institutului două manuscrise care sunt deosebite. Un manuscris este de la anii 1260, un manuscrit masoretic, și aceasta pentru studenți să vadă la anii 1200 cum scribii s-au chinuit să păstreze mesajul Evangheliei și să păstreze Scriptura, ca fratele Cornilescu și alți traducători români să aibă cu ce lucra. Și asta este un manuscris masoretic de la 1260 de la Aleppo și un alt manuscris englez tot din 1260, ca să vă dați seama de cât s-au chinuit oamenii ăștia și câtă migală a fost să copieze la mână să facă această lucrare ca și noi să avem Scriptura în zilele noastre. Institutul de Apologie Vaxdei o să vă fie de ajutor, Domnul să vă binecuvinteze și o să vă fim undeva mai unde suntem să vă ajutăm. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc! Mulțumesc.